Aș vorbi în calitatea mea, așa cum s-a spus, de medic, de chirurg, chirurg cardiovascular, da? Deci noi practic operăm pacienții pe inimă. Inima care este un organ extrem de năbădăios și zburdalnic, de multe ori greu de îmblânzit, dar știința a ajuns foarte departe. Când a început chirurgia cardiovasculară, acum cam 60 de ani, nu se credea că se va putea ajunge aici, să oprești inima, să o operezi, ba mai mult la un moment dat să o și înlocuiești cu alta. Spuneam că Târgu Mureșul este un oraș medical și cu această ocazie aș vrea să deschid așa o mică ușă prin care să vă uitați înăuntru în ceea ce trăim noi chirurgi în sala de operație, pentru că chirurgia așa în general este aș putea asemăna cu un zbor și veți vedea că această asemănare cu pilotajul unui avion va reveni în discursul meu de câteva ori. Chirurgia seamănă cu o operație pe inimă, vreau să spun, seamănă cu zborul unui avion, ne suim în el, ne încredem în piloți, deși nu-i cunoaștem, probabil se prezintă și atât și ne gândim că știu ei ce fac. În cel mai bun caz, dacă avem loc la fereastră, vedem pe hublou acolo și ajungem la destinație cu bine, da? De multe ori m-am întrebat cum ar fi să fiu înăuntru, să știu toate acele aparate, ce stă în spatele acestui zbor, care până la urmă de modul în care acești oameni își îndeplinesc atribuțiile, să le spunem așa, depinde viața noastră. Într-o măsură mai mică, același lucru se întâmplă și la noi. Oamenii își pun cu încredere inima în mâna noastră și de modul în care noi înțelegem suferința pacientului depinde și de modul în care noi reacționăm și ne dedicăm acestui zbor, să spunem așa, depinde viața omului. Pentru că nu-i așa, inima este un organ vital și o marja de eroare aici este zero. Nu putem să greșim. Deși suntem oameni, nu-i așa, și acest lucru îl știm cu toții. Aș da un pic timp înapoi, că, așa cum spuneam, suntem în Târgu Mureș. Eu, Târgu Mureșean fiind și orașul fiind mic, încă din anii, mă rog, de școală, din liceu, știam despre performanțele medicale ale orașului, știam despre mari medici, profesori, universitari și doctori care făceau performanță și au scos, practic, acest oraș care, nu e așa, și în denumire este un târg, Târgu Mureș, l-au scos pe harta vizibilității naționale, atât prin Universitatea de Medicină și Farmacie, cât și prin intermediul performanțelor medicale, așa cum spuneam. Evident, și ca elev eram întâmplător sau nu în cunoștință asupra acestor lucruri și acest lucru m-a determinat să arunc o privire mai atentă asupra acestui domeniu și invariabil în discuțiile care le aveam cu oameni din alte localități apărea acest ax al vizibilității orașului nostru ca și un oraș medical și universitar, desigur. Aici mi-aduc aminte și de o glumă care circula pe atunci, sau cred că și acum mai este, când mergeau niște pasageri cu trenul în compartiment și se întrebau care unde merge. Unii spun mergeau la Sibiu la ceva spectacol, alții la Brașov, în turism, unul mergea la Târgu Mureș și toți l-au întrebat, dar ce, ești bolnav? Evident, de ce să vii la Târgu Mureș decât pentru a-ți trata o afecțiune, nu-i așa, sau a te opera, pentru că dacă vorbim acum despre acest lucru, chirurgia cardiovasculară în Târgu Mureș se face de 50 de ani, aproape, la an. Din 1973 s-a făcut prima operație pe cor deschis și acest lucru nu este întâmplător. La acel moment existau două clinici în România, una și două școli, evident, una la Târgu Mureș și una la București. Și
Repet, acest lucru nu este întâmplător, are la bază o tradiție medicală și acest lucru este important de știut. Așadar, premisele alegerii mele de a deveni medic nu sunt întâmplătoare și au o explicație. Partea cu, bineînțeles, am decis, am intrat la medicină, am absolvit în 1986, și, în 93, pardon, și am terminat facultatea, ok, ce să facem? Alegerea specialității, în schimb, a fost mult mai dificilă. În mintea mea exista, bineînțeles, varianta unei specialități chirurgicale, pentru că majoritatea băieților asta își doreau să devină chirurgi, să salveze vieți, nu-i așa? Și totuși m-am gândit, două specialități cred că sunt cam dificile, cum ar fi chirurgia cardiovasculară și neurochirurgia. Erau specialități de lungă durată, cum ar veni rezidențiatul dura 7 ani, și totuși mă gândeam în momentul acela că chirurgia cardiovasculară este, nu este pentru oricine, hai să zicem așa, nu este pentru oameni obișnuiți. Mă gândeam că este așa, pentru oameni cu înzestrați cu un har deosebit, cu niște abilități extraordinare și, sincer, nu mă consideram suficient de bun pentru a aplica pe chirurgie cardiovasculară. Repet, în momentul acela erau doar două clinici, mă rog, în România, trei probabil se înființase și a treia. Și mă gândeam să fac o specialitate poate mai ușoară sau mai accesibilă. Totuși, într-o conjunctură și probabil în inconștiența tinereții mele, am ales chirurgia cardiovasculară și probabil a fost cea mai bună alegere a mea, pentru că astfel am reușit să intru complet în acea cabină de pilotaj de care vă spuneam. Am încetat să o mai privesc din afară, am reușit să intru și să văd ce este în interior. Aceste performanțe care se făceau încă de pe atunci și am reușit să devin o parte a lor. Evident, nici la acel moment nu mă gândeam că voi reuși să aduc și o schimbare. Probabil că la momentul respectiv mă simțeam suficient de mulțumit să pot să practic această profesie cumva la un nivel pe care să-mi permită, nu-i așa, să salvez viețile oamenilor. Dar aici vreau să vă spun că chirurgia cardiovasculară este o specialitate, cum am spus, tânără, dar extrem de tehnologizată și tehnicizată și care este într-o permanentă schimbare. A ține aproape cu schimbare este un element esențial, aduce permanent posibilitatea unor noi proceduri, a ușura intervenția chirurgicală, în primul rând pentru pacient, evident, și pentru medic, este unul din lucrurile care ne țin permanent în priză. Aduce noi proceduri, aduce noi aparaturi care să ne ajute să ne atingem obiectivul mai repede și mai bine. În anii în când am intrat eu în clinică, în clinica de chirurgie cardiovasculară, era, bineînțeles, un nivel extraordinar de înaintat pentru România, dar, evident, erau multe lucruri de făcut. Încă din anii, hai să spunem, în anii 70, anii 80, când, să spunem, deja era epoca chirurgiei cardiace moderne, trecuserăm de la stadiul de pionierat la modern, încă nu se mai abordau chirurgia coronariană, chirurgia cardiacă a copilului mic și a sugarului sau se operau cu rezultate foarte proaste. La fel, transplantul cardiac era încă într-un domeniu care putea fi considerat un pionierat și așa mai mult cu titlu experimental. Și toate aceste lucruri le știam, dar nu credeam că pot să fiu o parte activă la această schimbare. Schimbarea a devenit, am auzit și aici foarte mult despre schimbare, despre ambiția de a face ceva, de a schimba ceva și despre încrederea că tu poți să faci acest lucru. Evident, nu era deloc simplu. Dar am fost scos din această amorțeală, să spun așa, de
profesorul meu, care, mă rog, profesorul Radu Dea, care era șeful clinic în momentul respectiv. Și, mă rog, am fost însărcinat să pun la punct un centru cardiovascular pediatric, adică să începem operațiile cardiace la nou născuți sub gar. Evident, și pentru asta trebuia să particip la un stagiu de pregătire de un an de zile în Italia. Bineînțeles, mă întrebam, eu eram foarte mulțumit, eram tânăr specialist, operam ce puteam și noi aici. Și ideea era, o luam dintr-o dată pe un drum nebătătorit, așa plin de pericole, necunoscut. Și sincer nu știam dacă putem face noi treaba asta. Adică, totuși, nou născut, inimioară mică, așa cam cât o mandarină, de unde și până unde. Dar totuși, noroc că aveam o vârstă la care încă puteam să abordez astfel de provocări. Și m-am dus, bineînțeles, primele intervenții, am avut două stagii, unul la Roma, unul la Milano, primele intervenții au fost șocante, o operație 12 ore, a doua 14 ore, acei nou născuți n-au mers bine, a treia operație 24 de ore, am zis, în România nu o să putem face lucrurile astea, pentru că oricum era o performanță extraordinară să efectuezi circulația extracorporală la un nou născut, să oprești inima, să operezi, să o repornești, da, deci deja erau niște lucruri extraordinare, tot în miniatură față de tot ce știam noi. În al doilea stagiu de pregătire, în Milano, la clinica San Donato, unde am activat un an, lucrurile au fost cu totul altfel. Am învățat de la cei mai buni și am reușit în plus să și aplic ce am învățat. Aici este un lucru foarte important, pentru că mulți tineri, mulți medici pleacă, se specializează și unii nu mai revin, sau cei care vin, poate că nu sunt lăsați toți să aplice ceea ce au învățat. La momentul respectiv am avut această șansă să aplic ceea ce am învățat. Am început chirurgia cardiacă pediatrică într-un moment în care în România acest lucru era sublim, dar lipsea cu desăvârșire. În acel moment șansa copiilor români era să plece în străinătate, unde vreau să vă asigur că nici acest lucru nu este o fericire, să fii străin între străini, cu o barieră de comunicare și, evident, cu tot handicapul care decurge de aici. Tot timpul m-am gândit la faptul că copiii români trebuie operați în România de medici care sunt formați în România. Și putem face acest lucru. Acest lucru m-a dominat tot timpul și în prezent. Și știu că putem face acest lucru. Și asta și facem, cel puțin la Târgu Mureș. Am început în 2004 aceste operații, inclusiv la nou născut, cu o echipă 100% din Târgu Mureș, fără ajutor, singuri, cumva, fără un supervisor să spunem faceți așa sau așa, pentru că am avut această ambiție de a schimba lucrurile. Între timp am operat peste 4500 de copii, foarte mulți nou născuți, și sunt convins că am făcut fericite peste 4500 de familii, pentru că un alt lucru care este specific copiilor este că atunci când un copil este bolnav, este bolnavă întreaga familie. Când copilul este sănătos, se însănătoșește întreaga familie, da? Deci frații, părinții, mama, tata, da? Deci practic acest lucru este lucru care mă face să cred că, pe lângă alegerea specialității, abordarea chirurgiei cardiace pediatrice a fost cea mai bună alegere a mea. Din punctul ăsta de vedere, tot printre primele intervenții, și e un lucru care îmi revine așa redundant, imaginea unei mame care a intrat în terapie intensivă să-și vadă copilul operat și, evident, era o boală cianogenă, un copil hipoxic, care era albastru ca o prună și după operație avea o culoare normală. Era un singur copil în salon, operat, în terapie intensivă, mama s-a dus țintă acolo, nu l-a recunoscut, s-a întors
A văzut că celelalte paturi sunt goale și după care s-a dus și și-a recunoscut copilul. Deci acestea sunt lucrurile care ne asigură că ceea ce facem, facem bine. Despre transplantul cardiac aș vrea să vă spun așa percepția mea din interiorul, nu? Că spuneam că intrăm în cabina de piloți. Momentul care mă marchează și m-a marcat cel mai mult la momentul respectiv este când se extrage cordul bolnav și rămâne acolo o cavitate goală. Eu, atunci dacă în momentul acela știi că trebuie să termine acea intervenție, da? Și de modul în care tu reușești să realizezi acele anastomoze și să faci inima aceea să meargă, de acea determinare și știință de care dai dovadă, depinde viața pacientului respectiv. Este momentul de no turning point. Îl știm din aviație, la fel. V-am spus că îmi place această paralelă. Momentul în care știi că din momentul no turning point nu te mai poți întoarce, trebuie să mergi înainte și să pui avionul jos în siguranță. Sunt astfel de momente în chirurgie. Am reușit să dovedim la Târgu Mureș că medicina de excelență se poate face și mă bucur că am putut să împărtășesc cu voi aceste lucruri, așa cum am spus, în 18 minute. La final aș vrea să, dacă tot e vorba de să plecați cu ceva de aici, nu îmi permit să vă dau sfaturi pentru că sunt și oameni cu mai mare experiență decât mine în sală și sunt și, bineînțeles, sunt și tineri. Și aș vrea să, așa oarecum raportat la ce am spus, este să îndrăzniți, să abandonați drumul cel mai ușor și să îndrăzniți să o luați pe o cărare care poate nu este atât de atractivă, dar care poate duce la ceva mai bun. Să aveți încredere în capacitatea voastră, pentru că există în fiecare o forță care trebuie să fie descoperită doar. Să nu cedați dacă nu reușiți să vă ridicați și să mergeți mai departe. Și în al patrulea rând, vreau să vă spun că nu există supra-oameni. Există doar oameni care fac lucruri mari pentru că au ambiția și determinarea să-și urmeze visul. Ceea ce vă doresc și vouă.